Bine ați venit la etalarea tu, el sau ea. Prima etalare este a voastră, ca întotdeauna. Cea de-a doua persoane la care vă gândiți sau poate cineva care va veni nou în viața voastră. Ce s-a întors aici? Avem regele de cupe, cavalerul de monede, 8 de săbi și 2 de cupe. Iar la bază avem îndrăgostiții. Aș spune poate că există o relație, să-i zicem, armonioasă în ceea ce aveți aici. Aveți o influență negativă și cred că vă afectează relația respectivă. Haideți să vedem ce avem pentru voi clarificare. Regele de cupe poate fi cineva care vă iubește, are multă emoție, dar nu-și controlează, de fapt, gesturile sau felul de a fi. 6 de monede. Iar voi sunteți persoana care dați în continuu. Într-o relație trebuie să dea ambii și în momentul în care nu există acel dau și primesc, va exista o problemă, bineînțeles. Să vedem ce vrea să ne spună cavalerul de monede pentru tine. 2 de monede. Este sincer, asta aș vrea să fie exact și nuanța în care să înțelegeți. Cavalerul de monede este cineva care muncește, poate un pic mai greoi în ceea ce încearcă să facă, dar încearcă să se echilibreze pe toate planurile. Ajungeți să fiți împărțit în 1000 de părți. Iar doiul ăsta de monede spune că încercați să vă țineți echilibrul pentru a avea o relație cu persoana respectivă. 8 de spade. 6 de spade. Este în a acorda atenție partenerului, partenerei, pentru că simt că este o influență negativă și că, de fapt, este atât de afectată relația voastră, încât ceva, un obstacol acolo, vă reține. Dar în același timp, șasele ăsta de spade vă spune să evitați orice tip de conversație dură sau negativă. 2 de cupe. Viitorul vostru, pajul de bâte. Un nou început, dacă vrei într-adevăr să ai o relație. Îndrăgostiții, ce decizie ar trebui să iei? 7 de cupe. Nu, încă nu poți lua o decizie. Dacă vrei să continui cu o anumită persoană sau mergeți mai departe. Și evitați pe cât posibil conversații, o conversație care să nu fiți înțeleși până la urmă. Fie este pentru ei este ceva greșit, pentru voi poate fi o neînțelegere. Dar mai poate fi și un dezacord. Ei. Luna. Ei sunt atașați de voi emoțional. Și vor aștepta întotdeauna de la voi. Întotdeauna vor aștepta. Deci dacă nu se simte bine, dar voi sunteți cei care îi veți alina. Posibil pentru unii dintre voi să fiți căsătoriți, dar e o absență în această relație. Poate din cauza stresului, poate din cauza unui eșec emoțional, pentru că asta îmi spune aici și aici. Împăratul este cineva care vrea ca lucrurile să fie așa cum spune, deci nu există, de fapt, o relație. Aici este cartea împăratului. Împăratul este cineva care îi place să țină controlul și să dicteze. Iar aici este un dezacord total.
Regina de bute. Dorește ca voi să fiți foarte activi, dar în același timp dorește ca voi să vă supuneți împăratului. Moartea. Un dezacord neașteptat poate duce la o rupere, chiar dacă este o relație romantică. Mergem mai departe să vedem ce vă oferă persoana respectivă. Cine este persoana respectivă? Ce încearcă să vă spună și care sunt intențiile persoanei respective? Justiția. Poate fi ascendent luna soare în balanță, dar poate fi și ceva karmic care o aveți în viața aceasta. 10 de bute, cineva care a muncit poate altă dată, dar greutatea nu mai este asupra lui, a ei, eremitul, magicianul, întotdeauna caută o soluție, dar soluția respectivă este pentru el, ea, ca persoană, nu pentru o familie întreagă. Încearcă să facă magie în jurul lui cu sentimentele pe care le are, dar pentru el, nu pentru toți cei din jur. Iar aici, 2 de cupe. Este ceva karmic aici. Iar cei care veți avea de-a face cu o nouă relație, vă angajați într-o nouă relație, fiți foarte atenți pentru că magicianul și eremitul îți spune să fii precaut înainte de a te angaja într-o relație. Persoana cealaltă. Justiția și 2 de monede. Încearcă să echilibreze mental, logic, să-i spunem, pentru că nu poți să folosești pur și simplu justiția în dragoste, mentalul, logica respectivă. Te îndrăgostești, atunci vorbești din inimă, nu vorbești din minte. 10 de bâte, eremitul. Vedeți, persoana respectivă încă se gândește că mai este încă în căutare sau pur și simplu caută o soluție să încerce să aibă o conversație cu voi. Și din nou eremitul, de două ori eremitul. Poate fi vorba despre un ascendent lună-soare în fecioară, dar poate fi și cineva care îi place să cerceteze, îi place să călătorească pentru a cerceta. Luna. Emoția. Magicianul și luna. Sunt preocupați de ceva care se repetă și care le aduce o schimbare de situație constant. Și își doresc din toată inima să aibă vești de la voi. Nu pot explica, nu sunt prea dotați în vocabular, sunt niște singuratici, fie că sunteți într-o relație sau nu, fie că persoana care vine în viața voastră poate este cineva care nu vorbește prea mult, nu știe să se exprime prea mult, dar ei întotdeauna așteaptă un telefon, așteaptă ceva să vină de la voi. Voi. 9 de monede. Voi aveți un confort atât material, în general, care nu vă scoate din pielea voastră și voi încercați pe cât posibil să nu vă rugați de toată lumea, cum s-ar zice. Iar aici, în situația în care sunteți, mai ales cei care aveți de-a face cu o relație nouă, vă gândiți
în toate sensurile, dacă se merită sau nu să aveți această relație. Regele acesta de cupe, care era și în prima, voi vă gândiți la persoana respectivă pentru că este emoție, legat de emoție, dar nu poți să pui eremitul cu regele. Eremitul este cineva care analizează, iar regele de cupe este cineva care simte din inimă iubire pură. Iar voi asta vreți. Toată lumea asta vrea. Și încă o dată cartea morții. Ca să schimbăm pe cineva e foarte greu. Nici ei nu se pot schimba. Nu să schimbi tu pe altcineva. Deci, eu aș spune să îndeplinești promisiunile și să fii umil cu partenerul pe care îl ai, dacă ai un partener, iar dacă ai intrat, de fapt, într-o relație de dragoste, evită pur și simplu o comunicare greșită, pentru că se va sfârși subit. Da. Pentru voi este un nou început. Și aveți senzația că există o a treia persoană. Nu. Sincer, nu știu. Vom vedea în următoarea, deci în extensie. Și apropo, în extensie voi avea ca bonus și etalare financiară. Deci vom vedea într-adevăr dacă există o a treia parte. Treiul de monede. Vă invit pe site-ul meu www.imsherivi.com. Acolo aveți și linkurile de la Vimeo, aveți și linkurile de la produse. Voi începe și personal de pe 1 decembrie. Vă puteți abona și pe canalul Astrovedic, Astrologie Vedică. Puteți viziona în același moment și videoclipul cu Saturn și remediile de pe Vimeo, care sunt valabile acum în momentul acesta până pe 24 noiembrie pentru bunăstare și bani în general, abundență financiară. Vă aștept cu mare drag să vă înscrieți pe acest canal, subscribe. Numai bine, la revedere, ne vedem pe partea cealaltă, cei care doresc să vină la extensie.